Bună dimineața! Este foarte mare aglomerație în tren, toate locurile sunt ocupate. Asta e ceafa de Bulgara lui Mircea, Otilia. Ocupate. Am ajuns și în Brașov și acum mă duc să-mi iau de covric. Sunt cu Stella. Where is Mircea? I don't know. Oh. Mergem să luăm de covric. Ah, pâine nu am găsit. E prea de dimineață. Am venit cu primul tren Interregio în Brașov. E o zi superbă în Brașov. Acum o să ne întâlnim cu Mircea și Otilia. Ei sunt deja pe peronul gării. Urcăm iar în Regio. Cum a zis unchiul Marius, parcă ar fi de indieni trenul ăsta. Sau pentru indieni. Stella, where do you want to get in? Here? Alright. La ce? La ureche? Nu, nu e neagră. Nu, de ce? Să fac o poză, să fac și eu cum arăt. Îți fac o poză, acum eu am început să filmez. De ce nu mai simți urechea? Asta mi-a murit pe seara de ieri. Călătorie în trenul indian. Mircea mi-arată cât bagă trenul ăsta viteză. Acum a luat-o mai tare, are 43 la oră. A băgat-o în A4. A băgat-o în A4. Mai avem o stație, suntem la altitudine de 724 de metri. Și acum văd că a mai scăzut viteza trenului. În sfârșit, în sfârșit am ajuns la Zărnești. Coborâm în gara la Zărnești. Zărnești. Am făcut 40 de minute până aici și prețul biletului e 4,5 lei. Am ajuns și la Plaiu Foii, este ora 10:10 cu cetățenii la dreapta. Intrarea în traseu este foarte aproape, la 50 de metri de aici. În sfârșit a venit primăvara fără zăpadă. Ce faci, măi? Trei ore jumate facem. Punem și pauzele. Suntem la baza plaiului Runcului. Urcăm spre vârful Tămașu Mare. Eu l-am mai făcut în iarna asta. Vedeți filmarea pusă pe acest episod. Bandă galbenă pe plaiul Runcului. Acum totul este verde deschis. Se vede superb creasta Pietrii Craiului.
frumos și este piatra creia cea mai frumos. Da. Plaiul Runcului. Ultima dată când am fost aici era 23 februarie 2021 cu zăpadă, gheață. Acum totul este verde, e minunat. Miroase a pădure. Alexandru Beldie, marele nostru naturalist și biolog, împarte etajul forestier din Carpați în trei etaje, și anume etajul montan, etajul subalpin și etajul alpin. Etajul montan este alcătuit din două subetaje, montan mijlociu și montan superior. Cel montan mijlociu este între 650 de metri și 1200 de metri. Noi suntem acum în etajul montan mijlociu. Uitați, cu fag, făget, e plin de fag. Niște fagi foarte faini, foarte înalți, dar foarte faini. Și Doru, care sper că a plecat pe undeva prin Germania și ne-a lăsat, să nu mai scrijelească copacii. Cu Ionel. Ionel? A. Unde e Ionel? A, și Ionel acolo, da, tot cu scrijelirea copacului. Salutări fanii și lumei. Pe, da, și fanii lui Florin Piersic Junior. Am ajuns și la băncuțe. Sunt făcute de salvamont băncuțele. Faine băncuțele. Mai mult până la platoul ăla? Nu, aici în vârf, unde vezi luminișul ăla. Cam așa. Aici este o primă poiană de unde se poate vedea creasta sudică a Pietrei Craiului, un pic din ea, și cu plaiul Runcului.
Acum suntem în etajul montan superior, unde a început să predomine molidul, după cum se observă. Am ajuns în imensa poiană a Runcului, 1300 de metri altitudine, și se vede și vârful. Tămașul Mare este cel de aici, 1730 are. Urcușul se accentuează pe măsură ce înaintăm către șaua Tămașului. Și așa va fi până în șaua Tămașului. Un urcuș mai pronunțat, mai înclinat. Este răcoare în pădure acum. Zi superbă, nici n-ai spune că suntem în 15 mai 2021, este foarte cald, în sfârșit prima zi fără niciun petic de zăpadă, da, chiar că, da. Chiar urc la tricou. To the right, Stella! Ia! Asta este ultima poiană de sus, din piciorul Runcului, înainte de a urca în șaua Tămașului. Și cu măgura Codlei în stânga. Aproape de șaua Tămașului, 15 mai 2021. Ia uite. Ai văzut? Da, da. Ultimii metri până pe vârful Tămașul Mare, 1735 de metri. Otilia și Stella. Pâine nu am găsit, e prea de dimineață.
Am venit cu primul tren Interregio în Brașov. O zi superbă în Brașov. Acum o să ne întâlnim cu Mircea și Otilia. Ei sunt deja pe peronul gării. Suntem din nou în șaua Tămașului, 1650 de metri altitudine, după ce am urcat pe vârful Tămașul Mare, 1735. Din Plaiul Foii până în șaua Tămașului am făcut 4 ore pe bandă galbenă, marcaj turistic, iar din șaua Tămașului până pe vârful Tămașul Mare este cruce roșie. Și am făcut vreo 5 minute, 6-7 minute. Și cu lacul Pecineagu, nu știu dacă se vede așa de bine. Coborâm acum, suntem în a doua poiană, de sus în jos. Se vede și creasta foarte frumos. Acum coborâm din nou în Poiana Runcului, care este cea mai mare poiană din toată muchia asta a Runcului. Și mi se pare că e și cea mai faină, dar din păcate de aici nu se mai vede Piatra Craiului. Dar se vede masivul Țagla. Traseul nostru s-a terminat. Dacă vă place vlogul, dați subscribe sau un comentariu. Ok, suntem la Plaiul Foii acum. Centrul Zărneștiului.